națională din Cluj, erau sute de mii de români emigranți, erau copii, erau vârste, erau invalizi din primul război mondial, erau părinți, erau studenți, erau ofițeri, tot ce vreți, sute de mii, care ca la o comandă au îngenunchiat și au cântat cu noi e Dumnezeu. A fost moment emoționant pentru toată țara, pentru că postul de radio românești, nu exista televiziune atunci, a transmis această manifestație. Începe, mă privește, eram de-abia subrocotenent, dar 4 ani mai târziu am făcut parte din primele unități care am intrat din nou noi în Cluj și am eliberat Ardealul până sus de tot. Victorie pe care am dăruit-o armatei române pentru victorie și regelui Mihai pentru că ocuparea, respectiv eliberarea Ardealului de Nord s-a făcut chiar în ziua sa de naștere. Deci pentru mine este emoționant ce am auzit mai înainte din aceste motive colosale pentru noi și de expresie românească, patriotică, adevărată, adevărat patriotism. Mulțumesc orului, mulțumesc Doamnei și mulțumesc natural Părintelui care sub mantia lui ocrotitoare se desfășoară totul aici. Și dumneavoastră la toți vă mulțumesc și pentru bunele urări și pentru muzică și pentru răbdarea pe care ați avut să ascultați un veteran de război care nu are de gând să cedeze. Bravo. Dar, bravo.